Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru săptămâna 11-17 martie și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână. O energie a săptămânii vreau să văd, o energie în care vă regăsiți sau vă veți regăsi în această săptămână. Vărsător, ce vine către voi și energia a venit, o transformare, wow! Aici, în această săptămână, are loc o transformare, poate o detașare de trecut, o schimbare de credințe, de valori, de principii și plăcere. Această transformare o să vă aducă foarte multe beneficii. Datorită acestei transformări, Universul își deschide brațele spre noi oportunități, spre noi lucruri pe care le puteți accesa. Va fi simplu, va fi ușor, va fi plăcut pentru voi. Vă va aduce plăcere. Schimbând un lucru, oricât de greu vi se pare, dar schimbând o credință, plecând dintr-un loc care vă sabotează, care nu vă mai aduce plăcere, mergeți către lucruri noi. Benefice pentru voi, ascultându-vă sufletul, intuiția și conștientizând că stând în frumusețe și Universul vă ajută, stând în energii joase și Universul vă trimite același lucru. Haideți să vedem, vărsător. Asul de monede este prima carte din această citire. Primiți un mesaj, auziți o știre, un lucru înțelept pe care îl auziți și îl puneți în practică și începe transformarea, un nou început aici. Regina de spade, sunteți în energia voastră, regina de foc, cavalerul de spade, pajul de monede și 10 de spade. Wow! La capătul setului de cărți, 3 de cupe. Dragilor, aici primiți o veste. Este o ceartă, o discuție în contradictoriu cu cineva. Această discuție a mai avut loc și v-a adus multă suferință. Se închide această suferință în această săptămână pentru că are loc transformarea, închiderea acestui ciclu și mergerea către bucurie. Aici aveți o bucurie, o petrecere, o revedere, o reîntâlnire cu cineva drag din trecut. Poate fi un cavaler de cupe care vine să își ceară iertare, să vă declare iubire, să vă ceară în căsătorie. Vine către voi frumos, cu sentimente pure de iubire, această persoană. Dragilor, voi ați trăit aici o dramă, o tristețe mare. Doar că în această săptămână această dramă se închide. Acest ciclu s-a terminat. Ultima carte este 10 de spade. Prima carte este asul de monede. Închizi un trecut dureros și mergi către o fantasmă, către o frumusețe. Aici este un as de monede. Vei începe ceva cu adevăr, cu credință, cu sufletul deschis, pentru că transformarea a avut loc. Aici aveți un fluture frumos, un trandafir, o transformare totală a vieții tale. Rescrii povestea, rebalansezi, reechilibrezi viața ta. Începe ceva pentru voi. Aveți un job nou, o relație nouă, lucruri noi pe care le faceți în această săptămână. Dacă nu aveți programat, planificați lucruri noi, diferite de ce ați făcut până acum, pentru că sunt de bun augur și vă va aduce succes. Asul de monede poate anunța o cumpărare de casă, o mutare, un serviciu nou, ceva frumos. Și veți face repede, ați manifestat aceste lucruri. Ați manifestat deblocarea stării voastre. 10 de spade,
o durere mare pe care ați trăit-o și pe care ați tot cărat-o în spate, vine simplitatea, vine plăcerea, vine sufletul pereche, dragilor. Aici aveți o lebădă, o liniștire a sufletului vostru, o persoană care se îndreaptă către voi simplu, ușor, îndrăgostită. Această persoană va aduce plăcere, va aduce bucurie, va aduce iubire pură. O săptămână foarte frumoasă pentru vărsători. Persoana vine de la distanță, vine cu mult bagaj energetic benefic pentru voi. Sunteți în siguranță alături de această persoană. Vă va aduce siguranță. Vă dă încredere această persoană. Totul este înfloritor. Totul va fi înfloritor în viața voastră în această săptămână. Uitați de durere, uitați de sacrificii și mergeți către această nouă oportunitate care se ivește acum în calea voastră, această cărare care vi se deschide acum înainte și pe care mergeți spre un nou început, vindecând haosul, vindecând 10 de spade, durerea. Aici sunt tot fluturi, mulți. Se vindecă haosul. Vindecând durerea din suflet, te îndrepți către o fericire, către o bucurie. Aveți o protecție în univers în această săptămână. Aveți o deblocare, o ceartă, o discuție în contradictoriu care vă va lumina. Ceva se schimbă aici total pentru voi. Ceva capătă alt sens și mergeți către bucurie, către fericire. 3 de cupe. Cum am spus, poate mergeți la o petrecere în această săptămână sau la o nuntă sau la mergeți la o întrunire și vă veți simți bine. Nici nu o să vă vină să credeți. Aici ați stat, ați plâns într-o tristețe, ați manifestat iubire, ați manifestat începuturi, ați manifestat suflet pereche. În această săptămână sunteți în energia voastră, doar că sunteți aici dispuși să faceți lucruri noi și totul să iasă așa cum vă doriți voi, pentru că aici vă iese transformarea vine și transformați această durere a zecelui de spade într-o bucurie, într-o fericire. Simțindu-vă bine, chemați și sufletul pereche și el vine, sau acea persoană care să vă ajute să depășiți unele momente, să puneți ordine între lucrurile voastre, în viața voastră. Este o săptămână bună, dulce acrișoară. La final, bucurie deplină vine către voi. Este cu petrecere, cu romantism, cu iubire și cu lucruri noi. Vești noi, vești aici primiți, știri noi despre o persoană, despre cineva care se îndreaptă grăbit spre voi. Haideți să vedem niște sfaturi pentru vărsător. Ești în energia ta în această săptămână. Aici, dacă ai suferit, îți iei puterea înapoi și te îndrepți către ce-ți dorești tu. Ceva iubitor crește în grădina ta. Începe să plantezi semințe noi. Fără durere, fără trecut, transformat complet. Este sfatul tău pentru această săptămână, să începi să plantezi lucruri în grădina ta, în sufletul tău, semințe care să încolțească și care să-ți aducă iubire, ceva iubitor, ceva frumos. Este timpul noilor începuturi. Citirea începe cu un as de monede și mural. Fă din tine prima prioritate. Desenează-ți propriul vis pe harta vieții tale. Aici poți manifesta orice. Universul te ajută, te încurajează, își deschide căile ca tu să poți accesa ceea ce îți dorești, ceea ce este benefic pentru tine, ceea ce vrei tu. Un suflet pereche, o casă nouă, un job nou, o remediere a unei situații, o aplanare a unui conflict. O bucurie care vine acum în viața ta.
Dragul meu vărsător, ai parte de multă plăcere în această săptămână de transformare și de mult noroc. Aici realizezi partea ta de vinovăție. Dai cezarului ce al cezarului și mergi mai departe, pentru că, lăsând în urmă un trecut dureros, poți accesa un viitor luminos, trăind aici și acum. Transformarea a avut loc, ai făcut toate lucrurile să se întâmple, toți pașii, ai urcat toate treptele. Aici nu a fost ușor, a fost anevoios drumul, dar acum este ușor. Am văzut aici simplitate, am văzut aici liniștirea sufletului tău. Chemarea sufletului pereche îți aduce liniștea în suflet. Aici vei trăi o pasiune, o iubire, o eliberare de durere. E o săptămână frumoasă pentru vărsători. Va fi simplu. Nici nu o să-ți vină să crezi când întâlnești persoana potrivită cât de simplu este. Și persoana vine către voi pentru că voi v-ați făcut aici toate lecțiile, v-ați învățat toate lecțiile. Și atunci transformarea s-a încheiat, fluturele a ieșit din cocon, poți manifesta tot ce-ți dorești, poți desena pe harta vieții tale visul tău și visul se împlinește. Se închide cu o bucurie mare, o petrecere, un nou început benefic pentru voi. Ai noroc mult în această săptămână, lăsând la o parte trecutul dureros, 10 de spade. Te reinventezi și recuperezi timpul în care ai stat supărat, trist și îl înlocuiești cu multă bucurie, speranță și iubire nouă. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!